Hei, lume! Vă povesteam recent despre câtă economie la factura de energie electrică am putea face dacă am avea în casă doar electrocasnice din categoria energetică A și becuri LED. Dar despre programul Rabla pentru electrocasnice, ați auzit? A fost lansat în noiembrie 2023 pentru a ajuta familiile vulnerabile cu copii mici să economisească banii care pleacă lunar pe consumul de energie electrică. În cadrul programului poți obține vouchere valorice pentru două categorii: becuri LED, electrocasnice noi. Dar cum funcționează programul? Programul Rabla pentru electrocasnice oferă vouchere consumatorilor înregistrați cu cel mai înalt grad de vulnerabilitate în sistemul informațional privind vulnerabilitatea energetică. Pe platforma compensatii.gov.md. Prioritatea au familiile vulnerabile, iar numărul copiilor în familie este un criteriu important de prioritate. Ioniela, vezi că ți-a venit un mesaj. Și că sunt beneficiar al unui eco-voucher, cred că e vreo escrocherie. Dacă aveți unul sau mai mulți copii, v-ați înregistrat pe platforma compensatii.gov.md și ați primit ulterior un SMS de la adresa gov1.md sau pe e-mail de la adresa noreplay@compensatii.gov.md, nu îl ignorați, nu este o înșelătorie. Dimpotrivă, intrați în cabinetul personal de pe compensatii.gov.md, unde veți găsi voucherul care trebuie neapărat valorificat până la data indicată pe acesta. Atenție! Voucherele care nu vor fi valorificate în perioada indicată vor expira și nu vor mai putea fi folosite. În cadrul programului Rabla sunt distribuite două tipuri de vouchere. În valoare de 500 de lei pentru becurile LED și 12.000 de lei pentru electrocasnice mari. O familie poate beneficia atât de voucher pentru becurile LED, cât și de voucher pentru electrocasnice mari. La procurarea electrocasnicelor mari, frigider, mașină de spălat rufe, mașină de spălat vase sau plită electrică, voucherul va acoperi 80% din costul produsului, iar 20% reprezintă contribuția beneficiarului. De asemenea, o condiție obligatorie pentru valorificarea voucherului pentru electrocasnice mari este predarea în schimb a unui echipament vechi de același tip. De obicei, echipamentul uzat este preluat de către magazinul care livrează electrocasnicul nou și dus la reciclare. Becurile LED sunt procurate prin prezentarea voucherului, fără a fi necesară contribuția personală. O familie poate economisi în factură aproximativ 1.618 lei pe an, înlocuind becurile incandescente din casă cu cele economice de tip LED. Economia anuală în urma înlocuirii unui bec incandescent de 60 W cu un bec LED de 7 W este de 323 de lei pe an. Prieteni, dacă voi sau poate cunoscuții, prietenii voștri au primit un SMS de la gov1.md sau un e-mail de la adresa noreplay@compensatii.gov.md, verificați cabinetul vostru de pe compensatii.gov.md, mergeți neapărat să valorificați aceste vouchere pentru a reduce factura lunară pe lumină. Cu voi a fost Mihaela Racoviță pentru Internetul Grăieștea.